Se spune că dacă va avea loc o catastrofă nucleară globală, după ea vor rămâne pe pământ doar gândacii. Să verifice această teorie, umanitatea încă mulțumesc lui Dumnezeu că nu a reușit. Totuși, încă un fapt uimitor despre longevitatea gândacilor a fost dovedit încă cu mult timp în urmă. Ei într-adevăr pot trăi fără cap săptămâni întregi. Această caracteristică înfricoșătoare îi înnebunește pe insectofobi. În schimb, oamenii de știință sunt absolut fascinați de asta, pentru că gândacii nu au tensiune arterială ca la oameni. Ei au un sistem sanguin deschis, presiunea căruia este mult mai mică. După ce gândacul își pierde capul, sângele la locul tăiturii se coagulează, așa că lor nu le e frică de pierderea de sânge prin decapitare. Asta în primul rând. În al doilea rând, ei respiră prin sigme, mici orificii în diferite părți ale corpului. Ele ghidează aerul către țesuturi prin trahee. Procesul dat este controlat de către creier. În plus, aceste insecte nu trebuie să livreze oxigen prin sânge. Dar totuși, cum supraviețuiesc fără gură? Oare nu le e foame? Aici totul e simplu. Gândacii sunt creaturi cu sânge rece. Au nevoie de mult mai puțină mâncare decât, de exemplu, oamenii. Deci dacă o insectă nu se îmbolnăvește sau nu este mâncată de vreun prădător, poate să trăiască liniștită câteva săptămâni. Și în sfârșit, lucrul pe care tindem să-l credem cel mai important în cap, creierul. Fără el, corpul gândacului încă poate funcționa, îndeplinind funcții și reflexe simple. Totul datorită ganglionelor, noduri nervoase distribuite în fiecare segment al corpului și capabile să efectueze funcții nervoase de bază. Toate aceste caracteristici ale gândacului îi permit să trăiască chiar și după ce i-a fost tăiat capul. S-ar părea că după toate astea gândacului, dacii sigur își merită locul în cartea monștrilor. Dar de fapt nu e chiar corect față de ei. Reputația unei creaturi scârboase, dezgustătoare, care se hrănește cu gunoi, nu se teme de radiație și poate supraviețui oricăror condiții, nu e nimic mai mult decât un mit. Mai puțin de 1% din toate cele 4800 de specii de gândaci cunoscute pot cauza probleme oamenilor. Doar că atunci când vedem vreun prietenaș din ăsta care aleargă prin bucătărie, e greu să ne schimbăm atitudinea față de celelalte 99%. Pe pământ există aproape tot atâtea specii de gândaci cât și specii de mamifere. Fiți de acord că nu e corect să-i punem pe toți în aceeași oală, doar din cauza a 30 de specii. Gândacii se găsesc pe toate continentele cu excepția Antarcticii și majoritatea zonelor climatice, de la păduri tropicale până la deșerturi. În tropice și la altitudini joase, unde se ține mereu temperatura ridicată constant, diversitatea speciilor de gândaci este deosebit de mare. Cu toate acestea, unii dintre ei pot trăi și în condiții mai extreme. De exemplu, una dintre specii se găsește doar pe muntele Everest, la o altitudine de peste 5000 de metri deasupra nivelului mării. Cea mai mică dintre toate speciile cunoscute de noi este Atafila, care se găsește în Texas, în America de Nord. Ca locuință și-a ales cuiburile de furnici tăietoare de frunze. Lungimea sa e de doar câțiva milimetri și arată minuscul chiar și pe fundalul stăpânelor lui. Spre deosebire de el, giganticul Megaloblata poate să se laude cu o anvergură incredibilă a aripilor, mai mult de 18 cm. O specie și mai mare este giganticul gândac rinocer, care se găsește în Australia. Lungimea corpului acestuia fără aripi ajunge la 8 cm, iar greutatea la mai mult de 30 de grame. Pare a fi periculos, dar lui nu-i pasă de oameni. Se hrănește doar cu scoarță și frunze căzute. Mai avem și așa frumuseți precum ăsta, care seamănă cu o tablă de șah. Numele lui în latină este Terea petiveriana. Există gândaci cu două cozi, pe aceștia îi știți, urechelnițele. Avem și așa pirați cu un desen în formă de craniu, se numesc gândaci cubanezi sau gândaci cap mort. Există și gândaci de pădure, care se hrănesc cu frunze. Iar acesta care seamănă cu o mașinuță din cauza farurilor de pe cap se numește Lucihometrica. Și ăsta e gândacul asiatic. Anume, el este considerat strămoșul personajului binecunoscut de toți dintre noi, gândacul domestic. În general, în casele noastre și-au lăsat rădăcinile două tipuri de gândaci, roșu și negru. Se mai întâlnesc gândacii americani și cei de lemn, dar nu așa de des ca primele două tipuri. Cei roșii ne-au devenit vecini la mijlocul secolului al XVIII-lea. După cum s-a dovedit, ei sunt niște insecte foarte sociale, trăiesc în colonii destul de mari. Dacă ați văzut în casa dumneavoastră unul, înseamnă că nu departe se mai ascund încă vreo 700. Gândacii negri trăiesc cu noi de foarte mult timp. Se simt grozav în casele din sate și în subsoluri, dar iernile pentru ei sunt un calvar.
iar clima rece le dăunează. Dragostea pentru stilul de viață rural și concurența cu mai puțin prietenoșii roșiatici le-a atins considerabil mărimea populației, iar aici e întoi urbanizarea cu construcțiile de beton, cel puțin în Cartea Roșie să le dați voie. Da, astfel de propuneri deja se aud. Este interesant că termitele la fel sunt considerate gândaci. Până în 2018 nu s-a crezut așa, înainte de asta erau atribuite ordenului termite. În 2018, Societatea de Entomologie a Americii a reclasificat ordenul. Multe specii de gândaci au roluri ecologice asemănătoare. Mănâncă materiale organice în descompunere, producând substanțe nutritive pentru alte organisme. Pentru multe ființe, inclusiv și pentru oameni, gândacii sunt o gustare apetisantă. Conținutul de proteine e de 3 ori mai ridicat decât în pui. Dacă vrei să guști din așa snack delicios, bun venit în Asia de Sud-Est sau America de Sud, pentru noi senzații gustative. Prin urmare, nu este surprinzător că diferite tipuri de gândaci s-au învățat să se deghizeze cu pricepere ca să nu devină cina cuiva. Gândacii verzi și-au ales un costum simplu, dar foarte util. Îi ajută să se integreze în mediul înconjurător foarte ușor. Gândacii perișpareus, ca să se protejeze, se ghemoiesc într-o minge. Membrii genului Prosoplecta imită buburuzele și, în consecință, au aceeași culoare atrăgătoare, roșu-negru. Pentru a obține aceeași formă rotundă a corpului, ei se acoperă cu aripile în jurul lor ca o umbrelă. Alți gândaci, pentru a se proteja, pot elibera un jet de lichid, iar dacă veți deranja un gândac de Madagascar, el va scoate un sunet înspăimântător, avertizând că nu trebuie să aveți de-a face cu el. Nu este surprinzător că din așa experiență vastă de supraviețuire, gândacii au învățat să se reproducă în diverse moduri. Ceea ce ține de diversitatea reproducerii, aceste insecte nu au concurenți printre ele. De exemplu, sunt capabile de partenogeneză. Femelele produc pe lume indivizi care sunt complet identici cu ea, iar pentru asta nu au nevoie nici de mascul, nici de împierechere. La alte specii, femeia, în funcție de circumstanțe, poate folosi atât modul de reproducere sexuat, cât și cel asexuat. Cu toate acestea, la majoritatea speciilor, femeia depune o capsulă de ouă. Unele pur și simplu o lasă, iar altele au grijă de ea până ies larvele. Unii gândaci nu au capsule de ouă. Femeia depune ouăle într-o geantă specială unde ei primesc substanțe nutritive care seamănă cu laptele. E cea mai hrănitoare proteină din toate cele cunoscute. Datorită acestui lucru, pe lume apare o generație foarte bine dezvoltată. Această proteină i-a interesat atât de tare pe oamenii de știință încât ei au încercat să reproducă aceste cristale care, după valorile nutritive, întrec de 4 ori laptele de vacă. Ei bine, ferme cu mașini de mulți gândaci încă nu avem, așa că cercetătorii acum dezvoltă modalități de secvențiere a genelor pentru producerea laptelui de gândaci în laborator. Cercetările științifice deseori uimesc prin ciudățenia lor. Cui ar veni în cap să prindă gândacul într-o mașină specială și să cerceteze cu ce forță mușcă acesta? Însă iată că oamenilor de știință de la Universitatea din Cambridge, asemenea chestii le-au venit în minte și au aflat că forța mușcăturii e de 50 de ori mai mare decât greutatea gândacului. S-a dovedit că atunci când gândacii dau de materiale dure, pun în acțiune niște fibre musculare speciale care se află în maxilar, pe care de obicei nu le utilizează pentru alimentele obișnuite. De exemplu, înțepătura viespii de smarald transformă un gândac sănătos și viu într-un zombi prost. Viespile depun ouăle chiar în corpul lor, iar larvele se hrănesc cu ei. Viespile smarald sunt mult mai mici decât victima lor. Ele folosesc un ac lung și subțire pentru a injecta cocktailul otrăvitor direct în creierul gândacului. O înțepătură egal un zombi. Gândacul nu devine complet paralizat, dar pierde abilitatea de a se ascunde și fugi. Atunci viespea îl ține mai bine, depunând ouăle în abdomenul insectei. Gândacul rămâne inactiv chiar și atunci când larva eclozată începe să-l mănânce din interior. Întregul proces durează 8 zile, după care din victimă rămâne doar o coajă. Există și alți vânători de gândaci. De exemplu, corpul gândacului din Madagascar e acoperit cu o armură groasă chitinoasă, dar asta nu-l ajută să se protejeze de un roi de furnici de foc mici și agresive. În aceste imagini, o femelă însărcinată pe moarte a împins în convulsii în afară o geantă plină de ouă.
iar furnicile repede au deschis-o și au tărât conținutul în depozitele lor. Necătând la așa inamici, longevitatea gândacelor în lupta cu oamenii a devenit legendară. Iată câteva informații interesante. În anii 80 au apărut niște substanțe pe bază de glucoză pe care o adoră gândacii, dar e vorba despre un amestec de otrăvări. Când gândacii își dădeau seama că asta îi ucide, ei au încetat să mai mănânce deliciul mortal. Ca urmare, gândacii s-au îndepărtat de dulciuri în urma unei mutații foarte rapide, care la rândul său a devenit o reacție defensivă la momeala cu o travă. Insectele, într-un mod misterios, și-au dat seama că le este dăunătoare. Care este motivul unei astfel de ingeniozități? Ei bine, sincer să fiu, nimeni nu știe cu adevărat. Oamenii de știință presupun că aceste creaturi care există pe pământ mai bine de 100 de milioane de ani au reușit să adune informații despre multe substanțe care le sunt dăunătoare. Iar experiența evolutivă acumulată îi ajută să recunoască alimentele și să facă diferența dintre substanțe care le fac rău și care nu. Pentru asta e suficient să activeze genele vechi. Plus la asta, în organismul acestor insecte se produce un număr mare de proteine care funcționează ca antidoturi pentru diferite otrăvări. Evoluția și mutația lor este foarte rapidă și se obișnuiesc cu oricare otravă nouă. Câteva săptămâni și antidotul e gata. Mutațiile afectează în principal sistemul nervos al lor, care îi face tot mai impenetrabil pentru moleculele otrăvitoare. Otrăvurile care abia ieri păreau eficiente, azi nu mai funcționează. Devin inutile, pot chiar și să servească drept hrană pentru ei. Gândacii care au supraviețuit transmit schimbările benefice următoare generații. Ca rezultat, aceasta dezvoltă imunitate, uneori la câteva insecticide deodată. Apar și super gândacii, pentru care nu există nimic fatal, chimic vorbind. Pe ei poate doar cu papucul poți să-i ajungi. În ultimii ani, oamenii se întreabă, dacă totul este chiar așa și gândacii chiar sunt niște eroi cu antidoturi în ADN, atunci unde dispar? Nu doar gândacii negri au început să dispară, cei roșii tot scad în număr. Poate că motivul constă în îmbunătățirea salubrizării și apariția unor noi generații de insecticide. Dar poate chestia constă în adeziv și materiale noi de reparație, sau ei nu suportă undele radiocelulare și Wi-Fi-ul de înaltă frecvență. Sau poate că produsele noastre saturate cu suplimente nutritive și conservante nu le-au plăcut. Voi cum credeți? Scrieți-ne în comentarii! Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă sunteți antipatici la gândaci sau nu. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!